Reacție de ultimă oră a premierului Viorica Dăncilă. Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la Obiectiv. Aceasta explică de ce ministrul Justiției Tudorel Toader nu a prezentat mai repede decizia în ceea ce o privește pe Laura Codruța Kövesi. A avut nevoie de timp să vadă ce este real în raportul primit, susține prim-ministrul. Astfel, până joi, Tudorel Toader are termen să tragă concluziile, în ciuda faptului că însuși ministrul anunțase la începutul anului că a luat deja o decizie, dar mai așteaptă până să o prezinte public. Să vadă ce s-a întâmplat, ce este real din acest raport, care e situația reală. Cred că nu era un raport care să fie pliat pe realitate și consistent. A trebuit o săptămână să-i preia toate informațiile legate de ceea ce a întâmplat. Dar ce scrie acest raport, ați văzut? Nu. Deci nu cred că nici măcar primul ministru nu trebuie să amestece în În scurt timp va veni confirmarea. Aflăm oficial dacă Tudorel Toader vine joi în Parlament să prezinte decizia crucială în legătură cu Laura Codruța Kövesi. Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu vor stabili astăzi când va avea